Bun venit la emisiunea Clarificări Doctrinare. Abordăm în această treia parte a temei ceasul escatologic un subiect, cred, de mare interes, în același timp extrem de controversat, semnul fiarei. Citim în Cuvântul lui Dumnezeu, în Apocalipsa, capitolul 13, că apare acest fenomen al închinării înaintea unei fiare, despre care știm că este Anticristul, și că această fiară impune ca toți, mici și mari, spune versetul 16, bogați și săraci. Slobozi și robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici înțelepciunea, spune versetul 18, cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Și numărul ei este 666. Vorbind despre acest aspect al închinării, trebuie să remarcăm faptul că închinarea în toate formele ei este singura, figurativ vorbind, monedă care poate fi convertită din spațiul fizic, material. În spațiul spiritual. Atunci când Apostolul Pavel le vorbește Corintenilor, în prima sa epistolă, capitolul 10, despre cina Domnului, le vorbește despre pericolul închinării la idoli. În vremea Apostolului Pavel, închinarea la idoli însemna să mergi într-un templu al unor zeități păgâne, să Mănânci din mâncarea jertfită acelui zeu, cu alte cuvinte spunea Pavel, să intri în părtășie cu demonii. El avertizează și cere bisericii discernământ spiritual. Pentru că, nu așa? Există un raționament care spune un obiect de piatră, un obiect de lemn, un obiect de orice material ar fi. Care reprezintă statuia unui zeu sau unei zeități. Nu e nimic. E o bucată de materie, frumos cioplită, dar care nu are viață, care nu are esență spirituală. Și apostolul Pavel spune: aveți grijă, pentru că voi aveți impresia că vă închinați doar la un obiect, că participați la o simplă discuție, conversație între oameni. Că mergeți într-un loc făcut de mâini omenești, care nu are un impact spiritual decât pentru cei care cred în acea zeitate, cei care se închină în mod deliberat acelei zeități. Și Apostolul spune: Nu. Este doar un mod de a fi înșelați. Să credeți că e un obiect. E adevărat că e un obiect. E adevărat că un idol nu e nimic dar în spatele acelui obiect, în spatele acelei zeități, este un demon care culege închinarea, care culege participarea ta în acele ceremonii sau ritualuri, participarea ta la mesele lor și se convertește în spațiul spiritual în închinare de fapt, războiul între Dumnezeu și diavolul este un război pentru închinare. Diavolul a vrut să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Care era diferența între Lucifer și Dumnezeu? Lucifer fiind arhanghelul închinării. Lucifer trebuia să ofere și să conducă închinarea pe care nu merita decât și nu putea fi dată decât lui Dumnezeu. Or, Dorința diavolului atunci când a vrut să fie la fel ca Dumnezeu a fost să obțină închinare. Vă aduceți aminte când l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos în pustiu? I-a cerut închinare, a spus să-ți dau toată lumea, știu că ai venit în lumea asta ca să câștigi omenirea, dar o poți face pe scurtătură, fără să mai trebuiască să mergi la cruce, doar dacă mi te închini mie. Diavolul este flămând după închinare, pentru această închinare și-a pierdut poziția de slavă înaintea lui Dumnezeu, pentru această închinare și-a pierdut poziția de arhanghel și-a acceptat să devină șarpele cel vechi, balaurul, demon, satana, cel rău. Ori închinarea, pentru ca să poată fi convertită în spațiul spiritual, duhovnicesc, ea trebuie să fie parte din voința umană. Omul trebuie să se închine de bunăvoie. Dar închinarea de bunăvoie poate, la rândul ei, să fie obținută în două feluri: prin convertire, prin convingere sau prin înșelare. Dumnezeu niciodată nu folosește înșelare pentru a obține închinarea oamenilor. El o cere, el se prezintă pe sine însuși, el se declară creator prin creație, apoi prin grație, prin faptul că a oferit har mântuitor omenirii și prin faptul că va judeca omenirea și că va avea ultimul cuvânt de spus în dreptul omenirii, el cere pe bună dreptate închinarea noastră. Diavolul nu are dreptul la închinarea noastră și pentru a obține, el nu se prezintă așa cum este în realitate. Iar înspăimânta, iar teroriza pe oameni. Ci se preface ca îngeri de lumină și prin anumite uh, metode de înșelăciune obține închinarea, dar în mod voluntar oferită. Iată de ce vom vedea în cartea Apocalipsei ceva extraordinar. Și anume, cei ce nu vor să primească semnul fiare. Și amenințarea este foarte clară. Veți fi excluși din societate. Nu puteți vinde și nu puteți cumpăra. Decât dacă primiți semnul, imediat îi vom vedea pe cei ce refuză să primească semnul fiarei, că nu sunt luați cu forța, duși în lagăre de concentrare, unde să li se aplice acest semn al fiarei. Nu. Și li se taie capul, sunt exterminați. Nu sunt doar excluși din societate. Sunt exterminați. Pentru că închinarea forțată nu poate fi convertită în spațiul spiritual. Și diavolul nu are nevoie de oamenii indezirabili în societatea lui. Oameni care nu-l acceptă ca Împărat care nu l acceptă ca domn și care nu îi se închină de bunăvoie. O asemenea închinare forțată nu i-ar folosi la nimic celui rău. El îi înșală pe oameni ca să îi se închină. Dar în istorie, orice formă de închinare obținută prin violență, prin impunere, nu a putut fi convertită în spațiul spiritual. Iată de ce în Marcu 16, printre semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, este că dacă vorbea ceva de moarte, că ceva ar vrea să-i vateme, nu-i va putea atinge. Și nu se referă la exhibiționism, ca cineva să meargă, să ia șerpi în mână, să bea o trăvur să demonstreze că are puteri supranaturale. Nu. Este vorba dacă cineva, în spirit de persecuție, de opresiune, i-ar obliga să bea ceva de moarte. Și ce înseamnă a bea ceva de moarte în mod figurativ? Înseamnă a ți se aplica un semn care să aibă impact fizic, prin care să fii dominat din punct de vedere fizic, din punct de vedere emoțional și din punct de vedere spiritual. Lucrul acesta n-ar avea nicio putere. Diavolul știe lucrul acesta. Iată de ce închinarea este întotdeauna voluntară. Domnul Iisus Hristos vorbea cu femeia din Samaria, în Ioan capitolul 4, și i-a spus, închinătorii adevărat sunt în Duh și în adevăr. Iată, înțelegând spațiul duhovnicesc în care până la urmă ajunge închinarea. Dar, în același timp, și discernământul de a ști că ești în adevăr și că nu ești înșelat. Mergând mai departe și vorbind despre semnul fiarei, Categoric, acest semn al fiarei reprezintă o un asalt asupra fizicului uman. Depinde de tehnologia de moment, oamenii și-au închipuit că ar fi vorba de o, un tatuaj. La un moment dat se vorbea despre microchip, mai nou se vorbește despre vaccin. Cert este că diavolul, prin toate metodele care îi stau la dispoziție, și probabil chiar prin tehnologie, pentru că Biblia vorbește aici și de o icoană care îi se dă puterea de manifestare și îi face pe oameni să rămână uimiți de această manifestare sau de aceste manifestări supranaturale. Este foarte clar. Că semnul fiarei înseamnă ceva care operează în spațiul fizic și că este un act de incursiune tehnologică în corpul uman. Știm că există structura genetică a fizicului uman, despre care Biblia vorbește în mai multe locuri. În termeni camuflați, dar ușor de identificat acum, când avem toate aceste cunoștințe la dispoziție. Și dorința diavolului este să penetreze sistemul sau structura genetică a corpului uman, pentru că acolo este tabloul de comandă al identității noastre, al configurațiilor noastre de ordin fizic. Emoțional, spiritual, genetic. Bineînțeles, ideea chiar și a microcipului ar fi fost ca ei să poată comunica cu organismul uman, să poată transmite ființei umane impulsuri și comenzi. Lucrul acesta nu este posibil decât dacă există un aparat, o antenă care să recepționeze. Aceste impulsuri. Ori, noi știm că microcipul deja a fost abandonat ca instrument ideal. De ce? Ar fi fost instalat undeva sub piele, dar nu este în siguranță, pentru că un om oricând poate să ia un cuțit de bucătărie și să-l scoată afară, să-l elimine. De aceea, în urmă cu câțiva ani, s-a introdus un nou concept numit Schintenă sau pielea ca antenă, prin care se dorea introducerea unor particole care să transforme pielea dintr-un element opac într-un element, într-o antenă de comunicare. Necazul este că și dacă se introduc aceste particole, nanotehnologie, microplasmă, tot felul de combinații, pielea se regenerează în 40 până la 60 de zile. Și de unde pornește controlul regenerării pielii? Din structura genetică. Dorința lor este să pătrundă în structura genetică, să reconformeze informațiile de reproducere. A pielii, pentru că, nu așa, în organismul nostru e un adevărat tabela lui Mendeleev de substanțe chimice și să reproducă pielea ca antenă. În momentul respectiv, comunicarea cu ființa umană ar fi posibilă, impulsurile care se transmit controlează comportamentul uman. Lucrurile acestea nu sunt științifico-fantastice, deși sunt și științifice și sunt și fantastice. Sunt ceea ce oamenii aceștia programează pentru viitorul societății. Biblia vorbește în mod special despre frunte și mâna dreaptă, la ce se referă? La niște suprafețe continue și vizibile de piele care pot fi și scanate. Noi așa ori de câte ori mergem la aeroport, ori este un instrument de scanare sus, ori în partea dreaptă trebuie să punem pașaportul. Mulți spun, păi dar ce facem că unii sunt stângaci și stângaci au mână dreaptă și de obicei la aeroport toate aceste aparaturi sunt puse în partea dreaptă pentru că majoritatea sunt dreptaci. Biblia este absolut strălucitoare atunci când este vorba să identifice cu limbajul de acum 2000 de ani inovațiile tehnologice de ultim moment. Interesant că în Genesa, atunci când îngerii foarte puternici, îngerii păzitori, dacă ne uităm la mai multe pasaje atât scripturale cât chiar și unele apocrife, vom vedea că există niște îngeri cu puteri extraordinare, care sunt corupți de frumusețea femeilor, coboară, posedă trupuri de bărbați, și apar uriașii, ca rezultat al împreunărilor. Ceea ce mi se pare foarte interesant aici este apariția uriașilor vorbește despre o penetrare a sistemului genetic, al structurii genetice. Și prin procreere apar niște fenomene de mutație genetică. Oamenii aceștia au capacități superioare, au forță extraordinară, au dimensiuni extraordinare și sunt prezenți pe pământ în momentul potopului. Ba chiar parte din structura lor genetică este cumva transportată dincolo de potop și îi găsim unde plasat strategic de diavolul în țara Canaan. Scumpii mei, noi știm că organismul are două sisteme de apărare, de imunitate. Unul general, care protejează corpul uman de tot ceea ce este străin, de virus, de infecții, de tot ceea ce ar putea veni să ne afecteze sănătatea. Dar există un sistem de apărare al structurii genetice, Sistemul acesta de apărare al structurii genetice blochează posibilitatea de a ne juca de-a Dumnezeu. Știți că există tot felul de împerecheri în cadrul soiurilor de animale, cu limite însă. Împerecherea dintre un cal și un măgar produce un catăr, catărul este steril, este la capătul liniei lui de reproducere, liniei lui genetice. Dumnezeu nu permite să se treacă niște bariere pentru ca omul să devină să Dumnezeu și să poată crea specii noi. Este foarte important de observat că acest sistem de protecție, de apărare poate fi depășit ori de un înger foarte puternic, așa cum au fost îngerii din Geneza, capitolul 6, care au luat trupuri de bărbați pentru că altfel nu puteau opera în spațiul fizic, material, sau sistemul de apărare genetic poate fi depășit de o mulțime de îngeri, exact ca în cazul îndrăcitului din Gadara, care este și el afectat genetic, Biblia spune că are puteri supranaturale, prezența demonilor și erau mulți că s-au prezentat cu numele legiune atunci când Domnul a întrebat care ți este numele, zice, suntem mulți. Problema este că împărăția întunericului, împărăția demonilor nu are resurse nelimitate. Dacă ar avea resurse nelimitate, ne-am trezi cu o groază de oameni posedați. Nu există atâția îngeri foarte puternici ca și cel care controla împărăția Persiei, căpetenia împărăției Persiei. Atunci când a venit arhanghelul Gavril la Daniel cu mesajul din partea lui Dumnezeu și a fost blocat 21 de zile, a trebuit să vină arhanghelul Mihail să-i creeze un culoar. Ca să poată depăși acea opoziție extraordinar de puternică, a unui înger foarte puternic. Ei, împărăția întunericului nu are foarte mulți din aceștia și nu are un număr nelimitat de îngeri, pentru ca o mulțime de ei să poată poseda câte un om. Iată de ce. Demonii operează în spațiul spiritual mai mult decât prin posesiune, sunt cazuri dar sunt cazuri mai rare, prin opresiune, aceasta creează depresie, distruge spiritul uman, exact cum se întâmpla cu Saul, care era chinuit de un duh rău, sau prin influență demonică. Diavolul vine cu șoaptele lui la urechea oamenilor și prin influență îi face să păcătuiască și să-l ofenseze pe Dumnezeu, exact cum s-a întâmplat când diavolul a ațățat pe David să facă numărătoarea poporului. Întorcându-ne la acest sistem de apărare, Dumnezeu a echipat acest sistem de apărare genetică uh, în om cu o forță extraordinară. Chiar și animalele au această structură de apărare, uh, sistem de apărare a geneticilor, lor, uh, când, uh, iarăși în cazul îndrăcitului din Gadara, uh, au mers să uh, împorci demonii. Știți că porcii s-au aruncat în mare. Este foarte posibil că au respins această penetrare a structurilor genetice și au preferat să se autodistrugă. Când vorbim însă de semnul fiarei, considerăm că este posibil ca printr-o tehnologie foarte avansată să se încerce depășirea acestui sistem de protecție al structurii genetice, și odată cu lucrul acesta să se poată comunica cu organismul uman, să se poată controla reproducerea celulelor din sistemul uman, pentru ca Anticrist, pe cale. Tehnologică să poată controla toți oamenii care trăiesc pe această planetă. Momentul de decizie al unui om este dacă acceptă sau nu acceptă acest semn. Iată de ce consider că ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani cu pandemia, cu vaccinurile, fără să fac declarații. Bombastice, că vreunul din vaccinuri ar fi chiar fost semnul fiarei. Cred că este pusă la test docilitatea acestei societăți, oamenilor din această civilizație. În al doilea rând, cred că sunt testate mecanisme de ocolire sau de penetrare a sistemului de apărare. A structurii genetice umane. Pentru că acolo vrea să ajungă diavolul pentru a controla întreaga societate fără niciun fel de opoziție. Până la urmă, semnul fiarei este un mod prin care diavolul să controleze închinarea acestei societăți. Vă rog să observați câteva lucruri. În primul rând, au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea. Apocalipsa 13 cu 4. Mai mult, spune cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când vin potirele, Primul potir, după trâmbița a șaptea, am văzut că trâmbița șaptea este trâmbița răpirii. Când persecuția globală a ajuns la încheiere, când copiii lui Dumnezeu au fost fie persecutați și exterminați, scoși în afara societății pentru că n-au primit semnul fiarei, sau răpiți la cer, primul potir, Apocalipsa 16 cu 2, cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ, și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Automat, organismul lor reacționează violent la acea penetrare a sistemului lor genetic. Și este prima plagă a primului potir care este vărsat de Dumnezeu. Prima reacție prin însăși propria ființă acestor oameni care au primit semnul fiarei. Asta demonstrează că semnul fiarei este o incursiune în structura genetică umană, că de acolo, din structura genetică, pornește această revoltă a organismului, care produce această rană rea și dureroasă. Dragii mei, S-ar putea ca cineva să zică, eu aștept până când o să apară eticheta de semn al fiarei și am să fiu sigur că n-am să primesc semnul fiarei. Dumnezeu ne-a dat discernământ spiritual tocmai pentru că diavolul folosește o lucrare de înșelăciune. Și oamenii cei mai vulnerabili sunt oamenii care nu au discernământ. Atunci când apostolul Pavel le scrie tesalonicenilor referitor la pericolul de a fi înșelați, ascultați ce le spune. Le spune în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5 versetul 1, că despre vrem și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoz noaptea, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii, peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un oloț. Voi sunteți fii ai luminii, și fie ai zilei, noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Există pericolul de a fi înșelați. Iată de ce Biblia spune să fim treji, să veghem. Și în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, Biblia vorbește despre anticrist. Versetul nou, arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărată ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie o sândiți. Semnul fiare va fi probabil cel mai mare test pentru fiecare om aflat în viață la vremea respectivă. Există pericolul de a fi exclus, uh, disfuncțional într-o societate extrem de opresivă, există pericolul de a fi exterminat. shkosi nga fara së qipë të të në ekstend të nare. Më rogni të atë i më ka të të nëzërë se në danë se i përzim. së ne përzi, të asemenja, në